Vă salut din nou. Revin cu o filmare mai mult pentru Cezar. Am găsit o cameră bună de filmat, cam scumpuță, dar asta e 300 de euro, da? O cameră care cred că filmează, scrie aici, scrie dar cred că 100 80 de grade. Ia să vedem. Hai, las că caut eu pe urmă. Deja o să-mi dau comandă, deci de o cameră. Că dacă Cezar o să aducă niște stupi în zonă, eu cu telefonul ăsta care filmez acum, trebuie să țin conferință în direct cu el. Și video în direct cu el ca să-și vadă stupul. Cu ce mai filmez ca să pui pe net? Și atunci sunt nevoie să mai cumpăr o cameră, o să o cumpăr din banii mei, da? Din banii mei, nu apelez la banii lui Cezar. Acum, o mică problemă. Cezar spune așa. Cezare, eu nu făceam filmulețul ăsta, dar tu ești de vină. Uite tu, de aici. Ia uite ce spui tu cu gurița ta. Ce să vă zic, eu am înțeles de la Costin că eu o să cumpăr doi stupi, pun la el acolo, el îi îngrijește, mă rog, discutând cu mine cum să faci. Deci că cumpăr doi stupi și îi pui la mine acolo. Unde acolo? Ia să vedem. Și să tragem niște concluzii. În ultimul filmuleț a zis că nu mai vrea la el, că să caut un om, să caut în altă parte. Cezare, ia fi atent aici. Știi că eu nu mint. Și nu o să mă prins pe mine cu minciuna, că nu mint. Uite ce am spus aici. Ăsta e primul filmuleț. Deci primul, da? Ce zic aici? Niciunul n-a avut curaj să zică, băi, Costi, uite, mă, aduc un stup. La tine, în zona ta. Nu, bă, nu la mine. Atenție, la. Unde am zis, mă? În zona mea. N-am zis la mine în curte. Dau înapoi. Ta, nu, bă, nu la mine în curte. O să ziceți că să ia. Deci am zis clar, nu la mine în curte. Da? Nu lângă stupii mei, nici la livadă, nici n-am eu treabă cu ei. Da? Boala, nu știu, de la mine. Așa. La mine, de la stupii mei. În zona la mine, uite mă, la aduc, îl pun într-o grădină și îți arăt eu cum să faci apicultură la tine. Deci, normal, Cezare, tu asta vrei, să ne demonstrezi nouă în România că se poate face apicultură mult mai performantă cu stilul de lucru care l-ai tu, da? Cu albinele. Și eu am spus, dacă vrei să aduci în zonă la mine, în zonă, nu în curte la mine. Deci nu accept în curte, din ce motiv? Stupii mei știe toți că au avut niște probleme, boală, nu știu, a scos feroză, a avut ceva, da? Bun. Păi pe urmă o să spui, dacă stupul ăla nu o să meargă bine, o să spună toți, păi din cauza aia nu merge bine că s-a luat boala de la stupii lui Costin. Da? Eu vreau ca să excludem toate problemele astea. Apoi o să zic că alții... Presupunem că nu merge bine familia respectivă, da? Păi știi ce o să zică? I-a furat Costin din albină și a făcut el niște roiuri din albina lui, din stupul lui Cezar și de-aia e stupul slab. Sau i-a dat Costin nu știu ce sirop și de-aia e slab. Sau, înțelegeți ideea? Deci nu vreau să fie la mine așa ceva, da? În al doilea filmuleț am zis așa. E în iulie, când vrei tu, e treaba ta. Vin în țară și cumpăr un stup sau doi. Îi punem într-o grădină, deci nu la mine, atenție. Ia să stabilim noi puțin acum, între noi. Deci și aici am spus și în al doilea, și în primul și în al doilea am spus că nu la mine, da? Să fie clară treaba. Deci, caută-ți, așa, hai să mai spunem ceva. Mi-ai trimis aici un mesaj, păi știți că eu sunt transparent și vă arăt totul, da? Dacă Cezar nu făcea filmul, eu nu făceam filmulețul ăsta, dar... Lumea ce o să zică? Uite, Costin a zis prima dată că să pună la el în curte, a doua oară a zis că să nu mai pună. Bă, frate, n-am în două filmulețe, le spun clar, nu la mine în curte. Apoi Cezar mi-a spus să mă duc eu să cumpăr, nu, a zis să cumpărăm. Păi cum să cumpărăm? Mergem amândoi să le cumpărăm? Sau să mă duc eu să le cumpăr, nu știu. Să cumpărăm cât mai repede două funduri cu plasa antivaroa, două capace telescopice, 10 caturi. 100 de rame. Păi Cezare, tată, toate astea, tu o să zici, băi, îți trimit bani să le cumperi. Păi dar pentru ce să-mi trimiți mie bani? Eu am zis, tu să-ți cumperi doi stupi, duci într-o grădină și eu am grijă de ei.
Deci nu să mă trimesc pe mine să cumpăr, să închei eu, băi, 100 de rame. La 10 caturi. Vopsește cutiile, costine, încheie 100 de rame. Pentru ce? Pentru ce fac eu toată treaba asta? Ca tu să demonstrezi că noi suntem apicultori slabi și tu ești bun. Că normal tu asta vrei să demonstrezi. Că varianta ta de lucru cu albinele e cea mai bună, cea mai renumită. Tu știi să iernezi în 10 rame și noi atât de slabi suntem în România că nu știm să iernăm și noi ca tine în 10 rame. Din ce cauză? Că avem un stil de lucru învechit cu albinele, nu? Asta susții tu. Și pentru că susții așa, mai mă pui și la muncă, să cumpăr stup, să-i vopsesc, să închei rame. Nu, tata, dacă tu vrei să faci treaba asta și vrei să-ți faci tu reclama asta pe internet, da, pe YouTube, pune mâna și investește. Du-te frumos, caută o familie care, am văzut că ai niște mesaje la tine pe canalul tău, vreo 2-3 apicultori, a scris acolo, dacă vrei, zice, adu-i la mine. Uite, deja sunt apicultori care vrea să-i duci la ei în zonă, în curtea lor, dă-le lor bani să, dacă vrea ei să încheie ramele, să ocupe de stupie aia, dar nu mă pune pe mine dată că poți să spui tu că păi te plătesc. Păi nu vreau să mă plătești, n-am nevoie de banii tăi. Da? Eu dacă mai vreau 2 stupi, îmi cumpăr 2 stupi, poftim. Eu am spus clar și uite, ca să înțelegi, o spun din nou. Vii la mine în zonă, da? În comuna care stau eu, în zona mea, da, la 2 km, la 3, la 5, la cât vrei tu, nu-i problema asta. La o persoană care vrea să te primească cu aia 2 stupi în curte, tu îi duci acolo, mie decât îmi dai adresa și îmi spui, Costine, te duci la Neion, uite, pe data de, uite numărul lui de telefon, mă duc acolo exact când zici tu și îmi spui ce să fac. Vezi că ai în curte acolo niște caturi cu rame, însărmate tot, deci nu mă pui pe mine să montez rame acum. Eu am spus, nu te costă niciun ban că eu o să am grijă de stupie, dar nici nu mă pui la muncă forțată. Eu de când mă duc și îmi spui, Costine, pă, astăzi te duci și pui catul. Sau astăzi te duci și dai sirop, sau astăzi te duci și scoți o ramă sau bagi o ramă. Nu știu, ce vrei tu să fac acolo. Dar nu mă pune pe mine tata să cumpăr stup, să îi vopsesc, să mă duc să caut familii de albine. Pe urmă o să zici, ai cumpărat niște familii de albine prea slabe. Nu, cumpără-le tu, adu-i tu, pune-i regină de care vrei. Nu știu, tata, pe mine îmi spui decât ce să le fac. Sau, nu știu, dacă îmi spui, cumpără regină de la X, eu mă duc și pun regina aia acolo, dacă vrei tu să o pun. Cred că m-ai înțeles, da? Deci nu vreau să fiu implicat în nimic, în niciun ban, deci nu vreau niciun ban de la tine, nu trebuie nimic. Am spus să fie în drumul meu, ăsta care îl fac eu de la mine de acasă spre Ploiești. Îți comunic în particular, dacă vrei, localitățile în care, prin care eu mă deplasez. Și dacă tu găsești acolo pe cineva, băi, trebuie să cheltui, tată. Tu vrei să faci chestia asta, să devii cel mai bun pe văzut pe YouTube ăsta, că, cu stilul ăsta de lucru, fără să te cheltui. Vino în țară, pune mâna aia avionul, cumpără 2 stup, du-i într-o grădină acolo și după aia îmi spui acolo când să mă duc. Uite, eu deja m-am pregătit. Hai să-ți arăt. M-am pregătit, da? Uite, o vezi? Cameră de filmat. Eu o cumpăr, nu o s-o cumperi tu. Ca să am cu ce filma. Da? Deja comanda e dată, o să îmi sosească mâine, poi mâine. Da? Ca să am cu ce filma. Bineînțeles că e camera mea, e problema mea cu eu, da? Așa că, Cezare, tată, dacă vrei să faci o chestie din asta, o faci tu că vrei. Fiindcă tu vrei să-mi demonstrezi că, nu știu, vei face miere în zonă la mine cu stupii și eu nu știu să fac miere cu ei. Dacă vrei, atunci implică-te, tată, investește, cumpără. Păi, Costine, nu știu dacă merge așa. Nu, eu zic că dacă poți și vrei să cumpăr 2 stupi la tine. Unul să meargă în pastoral cu ceilalți cu camionul și unul să rămână la livadă acolo. Așa, pentru cum adică să-i pune un camion, un stup? Păi tu nu știi că stupia pe camion nu merge pus orice stup acolo. Tu vrei multietajați sau multietajare dus, am impresia că de-aia lucrezi tu. Păi nici nu se poate pune pe camion din aia, că la mine are un urdinit special acolo. Ia să te uiți tu cum sunt stupii mei. Nu se poate pune pe camion și nici nu-mi convine să pun eu. Eu merg cu stupii mei la cules. Dacă o să zici, pe pune-l pe cularul ăla, pe cine îl încarcă și îl descarcă? Eu plec singur cu stupii. Deci nu merge data să-mi propui tu așa cum vrei. Eu ți-am propus treaba asta, dacă vrei, bine, dacă nu, fă ce vrei tu, tată.
Și să vedem ce facem. Adică, eu așa am înțeles. Nu știu de unde ai tras concluzia că n-am încredere sau că... Nu, eu am 100% încredere. Bun, dacă ai încredere, foarte bine, dar găsește-ți o persoană să... Eu nu pot să găsesc eu până, nu știu cine, Vasile, Ion sau știu eu pe cine. Pe urmă, o să zică apicultorii, păi Costin îl duce la un prieten al lui și o să facă el ce vrea la stupul ăla. Nu, tată, deci eu vreau în felul următor. Vii frumos în țară, găsești persoana la care să ții stupii sau iei legătura aici pe internet. Am spus mai devreme că au fost vreo 2-3 colegi care au scris că poți să-i ții la ei în curte. Dacă ar fi din zona mea, ar fi ok. Că dacă nu-i din zona mea, mie nu convine să fac 30 de kilometri în altă direcție. Îți dai seama, nu e odată. Eu trebuie să mă duc mai mereu acolo, poate de 2 ori pe lună sau de 3 ori, nu știu. Așa. Vorbești cu ei, dacă ei vrea să cumpere ei stupii, să încheie ramele, să pregătească totul, eu de când mă duc și filmez ca să se vadă aici pe internet totul filmat, da? Cred că m-ai înțeles ce am vrut să spun. Dacă tu vrei să demonstrezi treaba asta că metodele tale sunt cele mai bune și cum lucrez eu e un stil învechit, cum lucrează Neailie e un stil învechit, cum lucrăm noi în România, avem un stil de lucru, nu știu, învechit, da? Nu știu cum să-l numesc ca să nu fie o jignire pentru unii. Așa. Demonstrează-ne, tată. Pune mâna și adu stupirul. Eu am zis, fă-ți tu stupina ta în România, aici, și demonstrează-ne că tu vei reuși să trăiești după urmă la stupi, că faci, nu știu, producție mai mare ca noi care suntem aici în România. Nu în Anglia, acolo e altceva. Degeaba mi-a răstumia acum că uite, bă, la mine lângă stupi crește iarbă și nu știu ce. Da, de eu nu știu, poate pădurea acolo îi dă, nu știu din ce e, dar adună miere de la ea. Bun, cam asta am vrut să spun. Deci te privește ce vrei să faci pe cheltuiala ta. Eu nu vreau niciun ban de la tine, dar nici nu mă pui să cumpăr eu stup și să fac eu toate chestiile astea, nu. Asta ți aparține. Eu atâta vreau, să mă sun, să-mi spui, Costine, te duci la adresa asta, vezi că acolo în curte sunt doi stupi. Când îți spun eu, te duci și pui catul sau iei catul sau pui rama sau pui tratament. Vii și cu tratamente, deci nu mă pui pe mine să prepar tratamente, să zici că le-am preparat greșit pe urmă. Nu, vii așa frumos în sticluță, nu știu, acid oxalic, ce pui tu acolo. E cât ai, îmi spui atât, Costine, uite, îi dai cu picăturile astea pe ramă. Sau pui tratamentul ăsta. Da? Nu mă pui să le prepar eu. Că pe urmă o să iasă discuție că n-a știut Costin să le prepare. Deci stai cu minte că mă duce capul. Deci nu mă implic eu în chestii de asta, că știi că a mai fost o problemă. Nu vreau să iasă un circ din treaba asta. Gata, mi-am spus părerea, cred că am înțeles toți. Cred că ai înțeles și tu acum, că nu-i vorba să-i ții la mine în curte. Și cam atât. Și rămâne să fac eu un filmuleț, să vă arăt camera care abia aștept să-mi vină. Auto. Auto. Cu asta filmez. Da? Eu am de la ăștia. DJI. DJI. Asta e o firmă bună care am și gimbalul ăla de la ei. Da. Treabă bună. Bun. Cam atât. Sănătate și numai bine.